Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vreau în mod special să arăt o ladă după o convorbire telefonică vorbită cu domnul Nelu din Italia. Mi-a spus să încerc acest model de stup. Vreau să-i prezint în special pentru el ca să văd dacă seamănă cu ceea ce ar trebui să fie în mod normal. Aceasta este o ramă de 3 sferturi de cat, cu un centimetru mai micuță față de cum trebuia să fie. El va fi ramă normală. Am făcut fund antivaroa, vreau să vă arăt. L-am făcut cu fund antivaroa, cu sertar. Deci are sertar, fund antivaroa, da? Ok, urdiniș un stil propriu, cu pioneză, iată aici urdinișul, prindem cu pioneză, nu folosesc foraiber, o bucată de tabliță, să vă arăt și capacul și acela tot în stil propriu de acum încolo. Îl face doar astfel capacele. Iată capacul din tablă, din OSB. El aici va primi bucată de polistiren. Iată tabla vine exact peste ea. Ok, se potrivește perfect. Am făcut două astfel de stup. Ca să-i populeze, va trebui să fac un fel de roi la pachet sau scutur toată albina dintr-un stup și îi pun numai foițe. Voi vedea exact cum voi proceda la popularea lui și vom vedea cum se comportă. Până atunci îi salut pe domnul, i-am promis că îi fac, i-am făcut și iată, ăștia sunt stupi. Numai bine!